Dragi elevi, stimați coriști, stimați profesori coordonatori, stimați organizatori, mă înclin în fața dumneavoastră și vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat. Mă bucur că a ajuns o tradiție și numărul nostru este din ce în ce mai mare. Mănăstirea Bezdin pentru mine este mănăstirea copilăriei mele. Aici m-au adus bunicii și părinții de mână în fiecare an. Țin minte perfect întâlnirea cu soborul de preoți de afară, care aduceau rugăciunea lui Dumnezeu sub nuci. După aia se ieșa, era partea laică, când veneau tamburașii și auzeam limba sârbă. Eu nu sunt vorbitor de limba sârbă, dar bunicul meu din partea mamei se numea Zoriș Timotei și mi-a dat așa o geră din asta a apropierii față de sârbi. Înlocuim, numărul sârbilor a scăzut fără discuție, dar vedeți că suntem foarte mulți și români și de alte naționalități și vom duce așa cum am dus-o de-a lungul istoriei noastre, pentru că ne gândim puțin, România a dat Serbiei o regină. Regina Maria Serbiei, una din fiicele regelui Ferdinand Întregitorul și a reginei Maria. Putem duce această tradiție mai departe. Cred că nu este o fericire mai mare a preotului paroc decât să vadă o biserică absolut neîncăpătoare. Spunea cineva că aici este frig. Spuneți-mi, vreo unul simte că e frig aici. Doamne, Doamne, este alături de noi și rămâne alături de noi. Vă mulțumesc!